Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colege și stimați colegi. Este inadmisibil ca în România secolului 21 spitalele de stat să refuze pacienți din cauza lipsei de medicamente, să fie în prima linie în lupta pandemiei de COVID, să ia foc din cauza lipsei de investiții în infrastructura de instalații, iar spitalele private, care nu sunt deloc implicate în tratarea cazurilor de coronavirus, să ia bani din fondurile de stat și să nu se implice deloc în depășirea crizei sanitare. Este grav faptul că acum câteva luni, chiar fostul șef al Casei de Asigurări de Sănătate, susținut de USR, Adrian Gheorghe, recunoștea public că ponderea fondurilor pe care un spital public le primește de la casă a scăzut, în timp ce spitalele private a crescut continuu. Ultimii doi miniștri ai sănătății și ceilalți interpuși ai lor au fost mai interesați de privatizarea serviciilor medicale și de controlul achizițiilor din sănătate, decât de pregătirea sistemului sanitar pentru mult anunțatul val 4 al pandemiei. Toți profesioniștii din sănătate, neimplicați politic, au atras atenția că privatizarea sistemului sanitar înseamnă că în România se vor trata doar cei care au bani. Partidul Social Democrat nu poate accepta o politică de jaf în sănătate, care favorizează interesele private în dauna interesului public și a majorității românilor, care nu își permit să se trateze la privat. Pacientul pierde pentru că dacă resursele financiare limitate ale sănătății publice se împart și cu privații, spitalele de stat vor avea și mai puțin bani, și mai puține medicamente, și mai puțini angajați. Întotdeauna privații vor cere bani mulți pentru serviciile medicale prestate. Să dai acestora acces la banii publici nu înseamnă beneficii pentru pacient, așa cum demagogii clamează reprezentanții partidelor de dreapta, ci dimpotrivă. Pacientul pierde pentru că așa zisa opțiune pentru un spital privat va însemna întotdeauna costuri mai mari, adesea imposibil de suportat de marea majoritate a oamenilor. Așadar, stimați guvernanți, lăsați deoparte orice alte preocupări și direcționați cele mai importante fonduri pentru sănătate către instituțiile sanitare de stat pentru a le reface, pentru a le dota, pentru a le face cu adevărat funcționale la standarde decente, pentru a le reda principala funcție, aceea de a trata toate tipurile de afecțiuni și pentru a construi noi spitale la nivel european. Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de stat prin Constituție pentru orice cetățean. Vă mulțumesc, Dan Constantin Șlincu, deputat Botoșani.